Bună ziua, prieteni! Astăzi o să vorbim din nou despre un parfum al casei Latafa, parfum care poartă numele de Latafa Camra. Acesta este un parfum unisex creat anul acesta, în 2022, de către casa Latafa din Emiratele Arabe Unite. Casa Latafa este o casă relativ nouă în spațiu occidental, chiar dacă în zona arabească parfumurile sale preced cu mult timp anul 2014, an în care s-au lansat pe piața europeană. În cazul de față, urmând un trend la modă în această perioadă, parfumul Latafa este marketat ca având un ADN original, dar zvonurile de pe internet, și aici folosesc ghilimele pentru cuvântul zvonurile, lansate poate de producători sau de recenzori dornici să obțină vizualizări, sunt că ar fi o clonă a mai cunoscutului Angel's Share by Killian. Motivul sau motivele unor astfel de zvonuri sunt întotdeauna de natură comercială. Contează mai puțin că în multe cazuri, parfumul care chipurile este o clonă are o performanță net superioară așa zisului original sau chiar un profil olfactiv mai interesant. Citind doar câteva dintre comentariile de pe Fragrantica, înțelegem cu adevărat motivul unei astfel de politici de marketing. Zice astfel o femeie în secțiunea de comentarii, și aici parafrazez: l-am cumpărat crezând că este o clonă după parfumul meu preferat, Angel's Share, care este foarte scump. Spre surprinderea mea, Latafa Camra este doar în aceeași familie olfactivă, fiind totodată mult mai persistent decât Angel Share. Wow! Mirosul este divin. Probabil că această femeie nu ar fi descoperit niciodată cât de frumos miroase acest parfum, dacă numele său nu ar fi fost agățat de cel al mai celebrului său verișor. Diferența de preț dintre aceste două parfumuri este uriașă, în condițiile în care calitatea prezentării și cea a sucului propriu-zis sunt similare. Există totuși o excepție. Latafa Camra este mai persistent. Și atunci, întrebarea este: de ce Angel's Share costă 800 de ron pentru 50 de mililitri, iar Camraul doar 125 de lei pentru 100 de mililitri? Are cumva parfumul de la Killian ingrediente minune, cum ar fi praful de zâne sau pilitura de pe tridentul lui Poseidon? Nu, nu are. Ce are el în spate este un brand în care s-au investit ceva bani și timp, astfel încât să vă facă pe voi să credeți că prețul astronomic al acestui consumabil este justificat în vreun fel, când în realitate producerea lui a costat cam la fel cât îi costă și pe cei de la Latafa. Camra se pare că este un nume arab, folosit foarte des pentru fete în lumea Orientului Mijlociu, nume care înseamnă, în traducere, miros bun. Probabil că de aici s-au inspirat și producătorii, dar nu bag mâna în foc pentru acuratețea acestor informații. În ceea ce privește profilul olfactiv și performanța, o să vorbim în continuare despre câteva aspecte. Pe site-ul oficial al producătorului sunt prezentate pe scurt notele sau impresiile olfactive ale acestui parfum. Astfel, sub denumirea de acorduri principale avem următoarele: vanilat, dulce, cald condimentat și lemnos. Desigur că pe Fragrantica există o piramidă elaborată a notelor, în funcție de voturile oamenilor și de ce li s-a părut lor că miros și detectează în acest parfum. Ceea ce este și mai important este faptul că parfumul în cauză nu are nicio legătură cu Angel Share, în afară de a se afla într-adevăr în aceeași familie olfactivă, și anume cald condimentat, buzii, vanilat și lemnos. Cel mult se poate spune că este un verișor îndepărtat, care înclină spre un miros mai masculin decât Angel's Share. Deci evident că nu este o clonă. Dacă informația asta te-a dezamăgit sau din contră te-a bucurat, îți poate dezvălui ce fel de consumator ești. Notele dulci îl fac totuși un parfum unisex în adevăratul sens al cuvântului. În deschidere se simte o notă citrică, dar foarte înăbușită, împreună cu scorțișoara și nucșoara și o notă profundă alcoolică, ce te duce cu gândul la un coniac de foarte bună calitate. Această notă buzii durează pe toată perioada de purtare a parfumului. Compoziția este îndulcită de curmale, o notă care amintește de bomboanele elvețiene umplute cu coniac, vanilie, ambră, rășini benzoice sau mir. Per total,
Scenariul ideal pentru purtarea acestui parfum ar fi unul romantic. Este atât de sexy, gurmand și buzy, încât îți amețește simțurile și te predispune la flirt și dezinhibare. E ca și cum ai bea un coniac alături de o femeie frumoasă, iar pe masă se află o cutie deschisă cu bomboane de ciocolată și vanilie, bomboane acoperite cu un praf fin de scorțișoară. Performanța acestui parfum este aproape monstruoasă. Ca longevitate, pot afirma că pe pielea mea l-am simțit chiar și după 24 de ore. Pe haine persistă fără dubii mai multe zile la rând. Ca și proiecție, o să-l simți în jurul tău multe ore la rând, iar după asta o să mai apară din când în când câte o adiere care să te facă să-ți amintești că te-ai dat cu acest parfum cu 10 ore în urmă. Pentru că este un parfum dulce, se potrivește cel mai bine în vremea rece. Prezentarea parfumului este de zile mari. Cutia are în partea din spate o oglindă aurie pentru a crea impresia de lux și opulență. Sticla este foarte bine prinsă, astfel că sunt șanse foarte mici să se întâmple ceva cu ea în timpul transportului. Este foarte grea, pătrată, de o calitate foarte bună, imitând un decantor de cristal folosit pentru whisky, coniac sau alte tării. Capacul este din plastic. Dar are destulă greutate și se fixează foarte bine. Atomizorul, să vedem în continuare cum funcționează. După cum se vede, nu este cel mai bun atomizor, dar își face destul de bine treaba, ceea ce este suficient pentru mine. Iar sucul din interior are culoarea coniacului și toate acestea la un preț de 125 de lei. Te face să te gândești, nu-i așa?